Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă prezint un cățelandru de ciobănesc românesc miorit. Poate pentru unii o să pară un șoc că am și așa ceva în turmă, știind că eu sunt un susținător și un fan înfocat al ciobănescului românesc curb, dar nu m-am îndurat să renunț la el pentru că este un cadou din partea unui prieten foarte drag și totodată se trage dintr-o rasă de câini foarte harnici. Dar înainte de a merge să vi-l prezint, pentru că știu că sunteți foarte mulți iubitori și susținători ai ciobănescului românesc mioritic, mai ales în partea Sibiului, în partea Brașovului, deci toată acea zonă este plină de ciobănesc mioritic. Acolo au crescut și s-au dezvoltat ei ca rasă. Vreau să fac un mic anunț. Sunt într-un cer de prieteni unde unii dintre ei au creat un grup de Facebook. Acest grup de Facebook este dedicat iubitorilor și susținătorilor raselor autentice românești. Sau raselor aproximativ autentice românești, pentru că în ziua de azi greu să mai găsesc rase autentice românești. Dar în mare parte susținători ai raselor de ciobănești corbi, ciobănești carpatini, ciobănești de Bucovina sau anumite metisuri provenite din ciobănescul corp cu ciobănesc din Bucovina și așa mai departe. Ceea ce vreau să vă spun este că eu încerc să-mi ajut acești prieteni prin intermediul meu și prin intermediul canalului meu de YouTube ca acest mesaj să ajungă la cât mai mulți susținători ai acestor rase de câini și pe această cale poate unii dintre dumneavoastră doriți să veniți pe acest grup să vedeți ce se întâmplă acolo și cine știe. Poate veți ajunge să cunoașteți oameni cu care o să faceți schimburi de câini sau eu știu, orice este posibil. În descriere o să las eu adresa linkului de la grup, iar cei care doresc să ni se alăture, vă primim cu mare drag și vă așteptăm să vedeți cam ce se întâmplă pe acest grup. Acum haideți să vi-l prezint pe puiul meu de ciobănesc mioritic. Prietene, este cățelandul de ciobănesc mioritic. Din păcate pot să spun el a fost cam unul dintre cei mai chinuiți cățelandri pe care i-am avut eu. Și de ce? Din cauza faptului că încă de mic era foarte colțos, foarte agresiv și sărea la cei mari. Și de frică să nu mi-l omoare, de frică să nu-l rănească, a trebuit să-l țin mai mult legat. Și în continuare îl țin legat pentru că dacă îi dau drumul, există posibilitatea ca cei mari să mi-l rupă, să mi-l rănească. Din păcate, mai devreme sau mai târziu, tot trebuie să renunț la tine, băi băiat, că dacă tu ești colțos, mi-e frică că ăștia mari o să-ți facă felul. Așa că pe această cale, dacă sunt iubitori ai acestei rase de câini, puteți să luați legătura cu mine și poate, poate ajungem la o înțelegere și o să vi-l dau dumneavoastră. Pentru că eu nu aș vrea să-l mai țin numai legat, deoarece este foarte tânăr, foarte crud, cățelul are foarte multe abilități, este dezvoltat extraordinar de bine pentru vârsta lui, este foarte ager, după oi face meserie senzațională. Așa că, Dane, dacă vezi materialul acesta, îmi pare rău, dar știi foarte bine situația, știi că ți-am povestit că îl țin doar legat și îl țin separat de cei mari. N-am ce să fac, o să trebuiască să renunț la cadoul tău. Ei sunt o rasă de câini foarte harnici, deci atunci când vine vorba de turma de animale, mai ales pentru paza animalelor, sunt extraordinar de harnici. Din câte am citit și din câte m-am documentat eu personal, ciobănescul mioritic, această denumire de mioritic, ci care a venit de la cuvântul mioar, adică oaie tânără, asta înseamnă cuvântul mioar. Atât ciobănescul corb cât și ciobănescul mioritic sunt două rase autentice românești care au fost și sunt folosite la paza animalelor. Când vine vorba de animal de companie, știți foarte bine, domnilor, cei care iubiți cantitatea și nu calitatea, găsiți metisuri de ciobănesc corb cu Terranova, cu caucazian și așa mai departe, în aceea mari, cu capul mare cât ursul, cum vă place unora dintre dumneavoastră, îi luați, îi țineți pe post de bibelou prin curte și așa mai departe. Pentru cultura unora dintre dumneavoastră generală vreau să știți un singur lucru. Un câine dacă este mare nu înseamnă că este și bun. Câinele trebuie să fie mărunțel, trebuie să fie iute, să poată să miște iute. Pentru că dacă este mare, se împiedică singur atunci când se duce la urs. Dacă se duce. Bun, cam atât cu mioriticul meu. Aștept în secțiunea de comentarii părerile dumneavoastră și poate de ce nu facem treabă. Dacă găsesc un om serios și un om în care să prind încredere, în curând vi-l pot da să aveți grijă de el.